Nu se potrivește la toate pacientele. Unele paciente vin și îmi spun că vor fotoliu și le spun îmi pare rău, dumneavoastră trebuie să vă operați. Deci, în momentul în care avem o modificare anatomică importantă, cum ar fi un cistocel, un rectocel, deci practic prolabarea vezicii urinare sau a rectului în interiorul vaginului mai mult de un grad 3, 2 este la limită, asta medicul ginecolog poate să evalueze, sau un prolaps uterin mai mult de gradul 2, atunci am trecut deja de varianta în care se poate trata cu fotoliul MSELA și este necesară o intervenție chirurgicală care să refacă mai întâi anatomia, deci să ridice vezica urinară care este căzută, să pună uterul în poziția lui prin o ligatură la nivelul ligamentelor sacrospinoase, de exemplu, sunt mai multe tehnici. După refacerea anatomiei, ok, putem să tratăm și non-invaziv. De aceea este esențial un diagnostic corect. Sunt paciente care pierd urină, de fapt, pentru că au niște infecții urinare. Nu există pacientă care să facă fotoliu MSELA la mine fără un sumar de urină și o urocultură. În urocultură vedem bacteriile prezente, iar în sumarul de urină observăm dacă sunt modificări, există urat amorf, există ceva inflamator, poate nu are chiar o infecție, dar o inflamație cauzată de niște modificări renale pot să irite pereții vezicii urinare și atunci să aibă această simptomatologie.